Andrei, viitorul este deja în a doua parte a pregătirii de aici, de la Belec. Cum a fost până acum? Da, e o perioadă care nu e tocmai plăcută pentru fotbaliști, dar e o perioadă benefică pentru noi, pentru că cu siguranță ne va ajuta foarte mult în partea a doua a campionatului și fără ea nu putem merge înainte și să ne îndeplinim obiectivele. Sperăm să ne ajute foarte mult această perioadă. Au fost și câteva jocuri de verificare. Vorbește-ne puțin despre ele. Da, au fost niște jocuri de verificare. Primul l-am câștigat cu cei de la Ferencváros, al doilea am făcut egal și în al treilea meci am avut un meci foarte slab, pentru care nu ne dă plăcere și sperăm să nu mai avem meciuri așa de slabe. Așa cum spuneai, urmează ultima parte a sezonului regulat foarte dificilă. Toate cele 5 echipe pe care le veți întâlni luptă pentru calificarea play-off. Da, așa este. Fiecare meci va fi ca o finală, spun eu, și sperăm să obținem cât mai repede accederea în play-off, pentru că acum asta ne dorim foarte mult, să intrăm în play-off și după aia vom vedea ce vom face acolo. Sunteți calificat și în sferturile de final ale cupei. Vă doriți și acolo, se poate un parcurs cât mai lung? Da, cu siguranță ne dorim, pentru că este un trofeu care viitorul și îl dorește și e normal să și-l dorească, pentru că viitorul vrea performanța an de an. Un obiectiv pentru 2019? Să fiu cât mai sănătos și să pot să-mi ajut echipa cât mai mult.